Bună ziua, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot! Bine v-am regăsit la o nouă etalare, de data aceasta pe plan sentimental, pentru voi, dragii mei săgetători. Să vedem în ce fel de relații vă aflați cu persoana la care vă recomand să vă gândiți ce simte și ce va fi în viitorul apropiat. Haideți să vedem. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia Săgetător, luna sau ascendent în zodia Săgetător, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, pentru toți cei care mă urmăresc, mă susțin și au energie pozitivă, haideți să vedem. Pentru tine, cel care mă urmărești în momentul de față, în ce fel de relații te afli cu persoana la care tu te gândești? Mulțumesc! Din ceea ce văd eu aici, văd că există persoane care intervin între tine și persoana la care tu te gândești, cum ar fi un tată, cum ar fi frați, surori sau copii. Văd că sunt interferențe din afară, în special o situație, o problemă sau pur și simplu o persoană, poate fi o a treia persoană sau prietenii, o persoană din familie care intervine între dumneavoastră și această persoană. E posibil și să simțiți nevoia să vă întâlniți cu alte persoane, să cunoașteți alte persoane sau această persoană simte nevoia să cunoască alte persoane. Poate ați cunoscut alte persoane sau această persoană a cunoscut, oricum văd că sunt persoane aici care intervin între relația cu această persoană. Poate chiar există o a treia persoană, da? Pentru cei care știți. Pentru cei care nu știți, poate fi o interferență sau o situație. Aici văd și că un părinte, cum ar fi tatăl sau o figură masculină, vă oferă putere, vă oferă forță. Această persoană este o persoană care se ocupă de copiii săi, da? Este prezentă. E posibil, dacă dumneavoastră sunteți tată, văd că protejați copiii dumneavoastră, vă gândiți la acest lucru, vă gândiți să oferiți susținere, suport, da? Și atenție, prezență acestor copii. Pentru doamne, aici văd că acest bărbat, dacă este un bărbat, bărbatul la care vă gândiți, văd că este un tată ideal. Își iubește copiii, este prezent, cum spuneam, oferă suport acestor copii, oferă forță, da, și putere acestor copii, protecție. Este o persoană cu o masculinitate debordantă, o persoană puternică, o persoană care știe să comande, știe să controleze, uneori poate fi autoritară. Da? Și văd aici doi copii, poate fi doi gemeni care intervin sau sunt alături de dumneavoastră sau pot avea un rol important. Sau e posibil să cunoașteți această persoană chiar și din copilărie sau să fi crescut împreună cu această persoană. E posibil, dacă sunteți doamne, să fiți mai mari decât persoana la care vă gândiți. Dacă sunteți domni, văd aici că e posibil persoana la care vă gândiți să fie mai mare. Acum luați cum rezonați, depinde de fiecare. Alții văd aici că vă doriți un copil, e posibil persoana masculină să-și dorească un copil sau doi, să aveți doi gemeni, o fată și un băiat. Sau pur și simplu să aveți aceeași vârstă și vă jucați împreună sau să fiți pe aceeași frecvență, să vedeți lucrurile pe aceeași undă, să vedeți lucrurile la fel, cu alte cuvinte. Văd că aveți nevoie să răspundeți la emoțiile pe care le simțiți. Aici văd provocare foarte multă. Și planul financiar. Aici văd un suport financiar. E posibil persoana la care vă gândiți să vă ajute financiar sau să vă susțină financiar, să aveți nevoie de suport financiar.
și că banii au un rol important pentru dumneavoastră sau pentru această persoană. Văd că comunicați foarte bine, vă auziți la telefon, pe rețele de socializare, văd că colaborați foarte bine, da? Și vă veți întâlni sau vorbiți online cu această persoană, poate fi la distanță. Da? Deci văd mai multe persoane care sunt în viața noastră sau poate cu care veți avea de-a face în moment, sau aveți de-a face în momentul prezent. Haideți să vedem un sfat, un mesaj pentru dumneavoastră. Pentru sufletul dumneavoastră, mulțumesc! Aici văd că vă gândiți foarte mult la o situație din trecut, vă gândiți să faceți o călătorie în trecut, vă gândiți la o mașină, vă gândiți la un noroc cu dumneavoastră. Vi se spune să vă păstrați echilibru pentru că trăiți o instabilitate emoțională, poate chiar și fizică, parcă reluați o situație din trecut sau revine o situație din trecut. Văd aici că se termină un ciclu pentru dumneavoastră. Vă gândiți să terminați o situație, să duceți la bun sfârșit o situație. Vă gândiți să faceți o călătorie în trecut, vă gândiți la o mașină sau să vă cumpărați o mașină. Vă gândiți la destinul vostru, la norocul vostru. Aici văd că va fi, veți evolua, veți crește. Sunt cicluri ale vieții care intervin sau o situație din trecut poate reveni, da? Văd aici o nouă direcție pentru dumneavoastră, veți lua o nouă direcție, viața vi se va schimba spre o nouă direcție. E posibil chiar și dumneavoastră să decideți să schimbați ceva în viața dumneavoastră, dar vă văd instabil sau poate aceste persoane sau aceste interferențe din afară în viața dumneavoastră pot aduce instabilitate, da? Și să trăiți o instabilitate, da? Dar este normal pentru că viața se schimbă, este într-o continuă mișcare, așa și automat noi trebuie să ținem pasul cu viața, da? Dar aveți nevoie de mai mult echilibru, aveți nevoie de o transformare, de o schimbare, da? Doriți să schimbați aerul sau să schimbați circumstanțele sau doriți o schimbare aici. Văd oricum o transformare din partea Universului, din partea o șansă din partea destinului pentru dumneavoastră. Haideți să vedem ce va fi în viitorul apropiat. Pentru Zodia Săgetător, luna s-a așezat în Zodia Săgetător. În viitorul apropiat, între tine și persoana la care tu te gândești. Mulțumesc. Ok. Aici văd că există un nou început pentru tine. Unii dintre voi vi se va oferi o sumă de bani sau un suport financiar. Alții veți începe o nouă relație cu mai multă stabilitate. Între dumneavoastră și persoana la care vă gândiți, văd că mergeți într-o instituție sau studiați, poate, pur și simplu mergeți la școală, trebuie să dați un examen. Văd că veți avea noroc, un nou început între dumneavoastră și partenerul, partenera. Mai romantic, mai frumos. Sau între dumneavoastră și persoana la care vă gândiți, văd că veți lucra la un contract împreună. Vi se va oferi o șansă, o oportunitate pentru un job, pentru un loc de muncă sau pur și simplu veți avea o oportunitate excitantă, da? O șansă, o oportunitate din partea destinului, din partea Universului, cum ar fi un sfat, o abundență sau pur și simplu un noroc, un nou drum, care, cum vedeți, este plin cu flori, da? Poate vă gândiți să plecați într-o nouă casă, să mergeți la o bunicuță sau la o persoană mai în vârstă, să aveți de-a face, să faceți o schimbare, să faceți un drum, o călătorie. Aici, cinciul de monede, văd că vă gândiți foarte mult la planul financiar, vă gândiți foarte mult la anumite provocări, uneori vă simțiți singuri, sau pur și simplu această persoană mai în vârstă va avea nevoie de atenția și prezența dumneavoastră și vi se spune să oferiți acest suport sau susținere acestei persoane, acest ajutor.
Dar vă preocupați că nu, că vă lipsesc banii sau că nu aveți bani suficient de ajuns, că nu lucrați sau vă simțiți abandonați, puși deoparte sau pur și simplu neînțeleși, veți avea o situație de genul, dar sau veți trece printr-o situație de genul, dar va fi trecătoare. Între dumneavoastră și partenerul dumneavoastră, e posibil să vă simțiți sau între dumneavoastră și persoana la care vă gândiți, văd că aveți nevoie să vă sfătuiți împreună pentru uniunea dumneavoastră, pentru o colaborare, pentru un parteneriat. Văd aici o căsătorie, văd tradiții, valori care, principii au un rol important. Poate fi zodia Taur, Fecioară Capricorn. Vi se spune să întrebați divinității și vă va veni răspunsul pe care îl așteptați, ajutorul pe care îl așteptați. Veți primi ajutor și să aveți încredere în răspunsurile care vor veni din partea divinității. Aveți protecție divină. Văd și că veți compara anumite metode tradiționale cu idei noi. Va trebui să faceți un echilibru cu partenerul sau partenera, pentru că aici văd un disconfort fizic sau chiar mental sau din partea acestei persoane și trebuie să fiți echilibrați, să fiți înțelepți. Văd o uniune, este importantă, 5 persoane, poate avea un rol important sau cifra 5. Sunt lecții de viață pe care va trebui să le învățați. Văd totuși că vi se va face o propunere sau o invitație să mergeți la drum sau să mergeți în vizită la cineva sau să vă întâlniți la un eveniment social. Văd că veți fi curtați, curtate. Văd o persoană romantică sau o persoană care se va îndrăgosti sau veți primi această propunere din partea partenerului, partenerei. Văd mesaje de iubire, conversații, întâlniri și chiar poate pur și simplu vi se spune să vă păstrați echilibru emoțional, da? Că e posibil să întâlniți pe cineva la drum care vă poate face să simțiți fluturi în stomac pentru cei singuri. Văd și că mai mult romantism, văd o persoană romantică, o persoană care va flirta cu dumneavoastră sau dumneavoastră veți simți această iubire în suflet și chiar romanticism, o persoană mai poetică. Văd că e posibil să vă invite sau să o întâlniți la drum. Văd că veți lucra la mai mult, la două joburi sau vă veți ocupa de două lucruri, două situații. Veți fi un pic între două, nu știu, între două situații și nu veți ști ce să alegeți. Parcă peste 2 săptămâni va veni o schimbare în viața noastră și vă pregătiți să faceți acea schimbare. Și de acolo aceste emoții și va trebui să vă mențineți echilibru, foarte multe gânduri, foarte multe alegeri, oportunități, foarte mult văd că vă pregătiți ca în următoarele 10 zile, minim 10 zile, să lăsați, să vă faceți bagajul și să plecați. Să vă faceți bagajul și să lăsați în urmă o dependență, o situație de dependență, o situație care v-a ținut pe loc. Cred că în 5, 7, 10 zile veți pune punct o situație, vă veți elibera de o situație toxică, o situație care v-a ținut pe loc, într-o depresie, în foarte multă tristețe și foarte multe provocări. În aceste zile veți reuși să duceți la bun sfârșit și vă veți elibera de acea tristețe și acele blocaje la nivel mental și vă va duce fericire. Da? Deci văd că veți lăsa pe cineva în spate sau veți lăsa o situație în spate. Da? Deci vor fi lecții de viață și va trebui înțelepciune aici. Da? Va trebui să vă mențineți echilibru. Aveți foarte multe emoții în ce privește o invitație sau la un eveniment social sau în ce privește partenerul, partenera sau la drum, la un drum pe care trebuie să-l faceți. Văd că veți fi susținuți din partea Universului. E nevoie să meditați pentru a vă regăsi echilibrul. Cifra 6 poate avea un rol important, 10, 5, 2.
Trebuie să meditați pentru a vă regăsi echilibru în ce privește aceste instabilități ale vieții, cum v-am spus, care pot apărea, situații din trecut care le puteți relua. Acele situații din trecut revin pentru a face ordine în viața noastră și pentru a învăța acele lecții. Văd o renaștere, da? O renaștere pentru dumneavoastră. Văd că veți comunica foarte mult. Va intra cineva în viața dumneavoastră și văd că vă veți pregăti să faceți o călătorie peste Otare sau cineva vine de peste Otare. Văd că veți acționa, da, veți face o alianță sau o colaborare cu persoane de peste Otare, hotărâri în ce privește o instituție, vă organizați și văd că e nevoie de logică și disciplină. Cineva se pregătește să meargă, să ia un avion, să plece peste Otare, poate la familia de origine sau pur și simplu veți face o alianță pentru a rezolva anumite situații, comunicări pe internet online cu persoane de la drum, de la distanță, în ce privește o instituție. Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit, eu vă aștept data viitoare. Văd stabilitate în relația noastră sau în colaborare cu partenerul, partenera sau cu persoana la care vă gândiți, o colaborare, un parteneriat, un ajutor, o susținere. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, eu vă aștept data viitoare, să ne vedem cu bine, v-am pupat, sănătate, la revedere, să fiți iubiți!